ciudat. Au fost cândva stăpânii pământului. Un dinozaur cu 60 de dinți, fiecare de mărimea unei banane. O pasăre care mânca pietre atât de prietenoasă încât oamenii o credeau proastă. Și un crocodil de mărimea unui autobuz. Cele mai multe au dispărut, altele s-au transformat, iar unele încă mai există. Sunt Raluca și azi vom vorbi despre animalele preistorice. Sunt sigură că atunci când auziți de animalele preistorice, prima dată vă gândiți la dinozauri. Și eu la fel, numele dinozaur vine din greaca veche și înseamnă șopârlă teribilă. Au populat planeta noastră acum mai bine de 200 de milioane de ani. Cu toate că cei mai mulți dintre ei erau uriași, doar au fost cele mai mari animale care au trăit vreodată pe pământ. Totuși, este foarte interesant că ieșeau din ouă. De aici au apărut unele teorii care afirmă că păsările de azi se trag din dinozauri. Chiar s-a descoperit recent că unii dintre ei aveau pene. Cel mai mare dinozaur descoperit până acum este Argentinozaurul, care are 37 de metri lungime, adică aproape cât un bloc cu 8 etaje. Cel mai mic era cam de mărimea unui curcan. Suntem tentați să credem că cei mai mari erau carnivorii, cei feroce. Ei bine, nu. Cei mai înalți dinozauri erau cei vegetarieni. Care este cel mai cunoscut dinozaur din lume? Normal! Fiorosul T-Rex! Avea 12 metri lungime și 6 lățime. Dinții lui ascuțiți erau de mărimea unor banane cu care puteau să sfâșie într-o secundă 100 de kilograme de carne. Trăia pe teritoriul Americii de azi, iar mâncarea lui preferată erau dinozaurii erbivori, în special triceraptopsii, pe care îi vâna cu mare poftă. Până acum au fost descoperite peste 20 de schelete complete de T-Rex, dar cel mai bine conservat este cel al dinozaurului Su, pe care îl puteți admira la un muzeu din Chicago. Știați că există cercetători care se ocupă numai cu studiul dinozaurilor? Se numesc paleontologi, iar principala lor misiune este să descopere secretele acestor viețuitoare care au fost aici înainte de noi. Iar misterul cel mai mare este cu siguranță dispariția lor. Încă nu se știe ce eveniment extrem a adus la extinția dinozaurilor, dar se pare că cea mai acceptată teorie este cea despre un asteroid care ar fi lovit Pământul acum 65 de milioane de ani. Dar să trecem la o altă bestie fioroasă. Vi-l prezint pe Smilodon, felina feroce cu colți uriași, care în urmă cu 10.000 de ani făcea legea tot în zona Americii de azi. Erau dușmanii de temut ai tuturor animalelor, indiferent de mărimea lor. Mari și agili, vânau grupuri cu ușurință, chiar și mastodonți, rude apropiate cu mamuții. Ce spuneți? Cunoașteți mamuții? Din Ice Age, așa e, aveți dreptate. Au apărut în epoca de gheață. Poate de aceea aveau părul mai lung și mai des decât succesorii lor, elefanții. A fost o vreme când aceștia populau toate continentele, mai puțin Australia. Spre deosebire de misterul dispariției dinozaurilor, în cazul dispariției mamuților, lucrurile sunt clare. Au murit din cauza celui mai feroce prădător de pe pământ, omul. Carnea lor grasă, precum și blana, îi făceau irezistibili în fața strămoșilor noștri. Și din păcate, nu este singura specie care a dispărut din cauza oamenilor. O pasăre a dispărut în doar 100 de ani de la primul contact cu omul. Pasărea Dodo nu se știe exact când a apărut, dar știm că a trăit liniștită în insula Mauritius până în secolul al XVII-lea,
când marinarii au descoperit-o și au început să o vâneze. Nu era nici pe departe o bunătate, având carnea anțoasă și fadă, dar lipsa hranei de pe mare îi făcea pe oameni să o vadă ca pe o delicatesă. Până să-l apară omul în habitatul ei, pasărea Dodo nu avea nici un dușman. Nu trebuia să fugă de nimeni și de aceea nici nu avea nevoie să zboare. Când oamenii i-au invadat teritoriul, nu au fost deloc suspicioase. Cine știe ce înseamnă pericolul, i-au privit cu prietenie. Îi priveau în ochi curioase până în ultimul moment. Acesta este motivul pentru care Dodo a rămas pe nedrept în istorie, drept cea mai proastă pasăre. Din păcate, cercetătorii nu au avut timp să afle foarte multe lucruri despre ele. Se știe doar că trăiau în grupuri, erau vegetariene, iar pentru a-și ajuta digestia, înghițeau mici pietricele. Asta le mai putem vedea doar la muzee, în filme sau în jocuri video. Dar există și animale norocoase, care au supraviețuit chiar de pe vremea dinozaurilor. Indiferent ce i-a ucis pe aceștia, pe ele nu le-a atins. Salamandrele gigant din China există de 170 de milioane de ani. Dragonul de Komodo trăiește și el în Australia de peste 40 de milioane de ani. Anumite specii de rechin, calcanul, chiar și sturionul, înoată în apele Terei încă din vremuri preistorice. Acum toate speciile pe cale de dispariție sunt protejate prin lege, iar cei care le vânează sunt acuzați de braconaj. Din păcate, pentru unele specii, precum pasărea Dodo, este mult prea târziu. Deși știința a evoluat enorm și sunt cercetători care susțin că pot readuce la viață animalele de mult dispărute cu ajutorul ADN-ului. Să nu credeți că v-am povestit despre toate animalele preistorice. Au fost mult mai multe, dar vă las pe voi să le descoperiți pe restul și să-mi scrieți despre ele în comentarii. Pentru azi, cam atât am avut să vă spun. Până săptămâna viitoare, nu uitați de like, subscribe și clopoțel. Pa, pa!